Vă mulțumesc că ați venit. Scopul întâlnirii noastre de astăzi este de a discuta proiectul ACVAX. Este un proiect LFP, Leonardo da Vinci, și să ne apropiem mai mult de unul din produsele proiectului, și anume un instrument electronic de evaluare a calității funcțiilor de formare. Obiectivele proiectului sunt următoarele. În primul rând, conștientizarea cadrul de referință către toți actorii europeni, către toate țările și toți furnizorii de formare. Noi dorim ca aceste obiective să le aducem în plan național și în plan local, urmărind conștientizarea cadrului la nivel local printre furnizorii noștri de formare vocațională. Acest proiect urmărește crearea unui instrument, a unui tool care să ne ajute la evaluarea, autoevaluarea asigurării calității, nivelul de asigurare a calității pe furnizorii de formare. Acest gen de proiecte mie mi se par foarte importante a fi derulate, pentru că atâta vreme cât Consiliul European din 2009 a stabilit un cadru de referință pentru asigurarea calității în educație și formare profesională, Vocational Education Training, zic ei, și pe acest palier de educație sunt necesare a fi făcut pași înainte pe asigurarea calității ca să se poată, pe de o parte, compara calitatea programelor de formare și în urma acestui proces de comparare să poți face mobilități. Studenți, cadre didactice, mai mult s-ar putea ca și piața muncii europeană să profite de asemenea proiecte. Am să fac o foarte scurtă prezentare pentru cei care nu au văzut și nu cunosc cadrul european. Ce vedeți vor fi cele două anexe ale recomandărilor, nu textul recomandărilor, care în prima anexă dă cele patru criterii de calitate, care de felul lor veți vedea că sunt axate sau structurate pe cele, pe principalele funcții ale managementului în general, al managementului calității în cazul ăsta, și 10 indicatori de calitate. Acești indicatori, 10 indicatori, au fost operaționalizați în baza indicațiilor Consiliului European, în niște indici, s-ar putea spune, pe care fiecare formator poate măcar să-i estimeze la nivelul organizației sale. În momentul în care introduce datele în platformă, platforma poate spune în mare cam care este nivelul de asigurare a calității în organizația lui și să ajusteze în măsura posibilităților. Proiectul vizează asigurarea calității în turism, dar pentru a-l face mai prietenos unui public mai larg, pentru a prinde mai multe publicuri țintă în acest proiect, ne adresăm în general educației și formării vocaționale. Rezultatele sunt mai multe. În primul rând, este o cercetare națională, la nivel național, a ceea ce înseamnă asigurarea calității, național, regional, local, care este tot așa un rezultat extraordinar, pentru că până acum noi nu ne-am raportat la un sistem național, n-am știut unde ne aflăm în planul asigurării calității.